Joi, la Consiliul Județean, a fost semnată o nouă serie de contracte de finanțare în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, în prezența primarilor mai multor comune din Neamț, dar și a secretarului de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Adrian Ionuț Gâdea. Cea de-a doua etapă a programului are ca priorități asigurarea unor servicii de bază pentru fiecare unitate administrativă. 29 de contracte s-au semnat între autoritățile nemțene și Ministerul Dezvoltării Regionale. 2013-2016 a reprezentat prima etapă din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Cadrul acestei etape, județul dumneavoastră a beneficiat de o alocare de 566 milioane pentru un număr de 193 de obiective de investiții. Mare parte dintre aceste obiective sunt finalizate, altele vor fi finalizate în 2018, altele în 2019. Vreau să vă spun că în ceea ce privește absorpția pe PNDL etapa 1, județul Neamț stă destul de bine comparativ cu alte județe, aveți un procent de absorpție de peste 70%. Județul Neamț este primul din țară care va finaliza procedura de încheiere a contractelor de finanțare din etapa a doua a PNDL, dar este și județul cu cea mai mare valoare a sumelor atrase. Grație acestor sume, printre altele, vor fi reabilitate tronsoane de drumuri județene, vor fi modernizate poduri și vor fi realizate investiții importante în domeniul sanitar. Ceea ce mă face extrem de fericit este că am semnat astăzi contractul pentru extinderea Spitalului Județean Neamț, Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, un obiectiv extrem de important pentru sănătatea din județul Neamț, un obiectiv în valoare de 54 de milioane de lei și cred că alături de reabilitarea Spitalului Vechi și secției de oncologie, acest obiectiv va face ca unitatea noastră, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, și alături de secția de radioterapie pe care o vom construi tot prin Compania Națională de Investiții la Neamț, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț va fi unul din cele mai moderne și importante spitale din Moldova. În plus, au semnat contracte de finanțare primari din comune precum Bahna, Tașca, Gârcina, Dămuc sau Dochia, iar alte contracte au avut ca beneficiar Consiliul Județean Neamț. Eu cred că noi cei care facem administrație, care eu ca și președinte al Consiliului Județean Neamț și dumneavoastră, domnilor primari, ca și conducători ai comunităților pe care le conduceți, avem o mare responsabilitate și, așa cum știu și cred, suntem oameni serioși și ne ținem de cuvânt cu promisiunile pe care le-am adus în fața oamenilor atunci când am candidat. Și cred că încrederea oamenilor trebuie răsplătită prin fapte. Astăzi, aici, asta facem. Semnăm contracte, dezvoltăm și modernizăm comunitățile noastre. Secretarul de stat Adrian Gâdea a dezmințit zvonurile privind alocarea politică a fondurilor și a explicat procedura de evaluare a proiectelor depuse. Au fost 4 criterii care au stat la baza alocărilor pentru fiecare județ și aceste 4 criterii au fost reprezentate de capacitatea financiară a fiecărui județ, populație, suprafață și numărul de OAT-uri. Acestea au fost criteriile și nu alte criterii legate de culoarea politică, zona politică și tot ce s-a mai circulat în spațiu public în perioada trecută. Vreau să vă mai spun că înainte de a aproba investițiile prin Programul Național de Dezvoltare Locală, toate cele peste 13.000 de solicitări care au fost depuse la Ministerul Dezvoltării au fost verificate cu solicitările care au fost depuse pentru investiții similare cu cele derulate prin PNDL, depuse la instituții care gestionează asemenea proiecte, dar cu fonduri europene și mă refer aici la Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, la Programul Operațional Infrastructura Mare și la Programul Operațional Regional. Și în situația în care am constatat, spre exemplu, că o unitate administrativ-teritorială a depus, spre exemplu, alimentare cu apă pe PNDR și aceeași localitate a depus aceeași solicitare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și am constatat că acolo are șanse să obțină finanțare și acea investiție să fie declarată eligibilă,
am lăsat acea investiție să obțină fondurile europene, astfel încât din PNDL să alocăm finanțări doar pentru investițiile și pentru unitățile administrativ-teritoriale care nu aveau șanse să obțină finanțare europeană. Proiectele finanțate de Ministerul Dezvoltării Regionale și implementate în Neamț se referă inclusiv la alimentări cu apă, sisteme de canalizare, modernizarea unor drumuri, creșe, ori grădinițe, dar și la realizarea de locuințe destinate închirierii către tineri. În interiorul județului am avut priorități și acestea au fost reprezentate de creșe, grădinițe, școli fără autorizație, sistemele de alimentare cu apă, sistemele de canalizare, drumurile județene, podurile și podețele și dispensarele din zona rurală și, sigur, în ultimul pas prioritar au intrat celelalte investiții eligibile prin PNDL, reabilitări și modernizări de drumuri, sedii de primărie, iluminat public și, sigur, celelalte eligibile prin PNDL. Alte investiții pentru baze sportive, săli de sport și reabilitări de așezăminte culturale vor fi realizate în Neamț prin Compania Națională de Investiții. În plus, prin Agenția Națională de Locuințe, în perioada următoare se vor construi locuințe pentru tineri în Bodești, Hangu și Tașca, precum și locuințe destinate specialiștilor din sănătate la Piatra Neamț și la Roman. Am promis oamenilor că voi moderniza acest județ și asta fac. Îmi doresc ca peste 2 ani de zile, când voi termina mandatul de președinte al Consiliului Județean Neamț, să spun că am fost un om serios, că ceea ce am promis cetățenilor am făcut și că județul nostru va avea o infrastructură rutieră modernizată, că va avea un spital județean de urgență modernizat și că a venit vremea ca noi, cei care facem și administrație și politică, pentru că politicul este în tot și în toate, am fost oameni serioși și am făcut. Asta îmi doresc și de la mine și de la dumneavoastră.